Unii cetățeni, majoritatea de etnie romă, apelează la serviciile de ambulanță doar în scop de transport gratuit. Așa zis și bolnavi își revin din Senin, imediat ce au ajuns cu ambulanța la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Baia Mare. Astfel au parte de un transport de tip taxi în regim gratuit, evident. Una dintre multiplele probleme cu care se confruntă tot mai des personalul de pe ambulanțe sau echipajele de intervenție rapidă SMURD este aceea că unii cetățeni bolnavi fictivi apelează la serviciile de ambulanță ca și la o companie de taxi. Este abuzului pe care se face în solicitarea de servicii medicale. N-aș vrea să dau o tentă doar unilaterală, n-aș vrea să spun că numai populația de etnie romă abuzează de aceste servicii medicale, dar în ultima vreme am avut contacte, mai ales cu serviciile de urgență spitalicească și prespitalicească, serviciul de ambulanță și de SMURD este în continuu sub presiunea unor apeluri, a unor transporturi care se fac pentru oameni care nu și-au loc în aceste unități de asistență. Reprezentantul instituției oferă și un exemplu concret, petrecut nu cu mult timp în urmă, în care un bolnav fictiv a folosit ambulanța pe post de taxi pentru a-l transporta din afara orașului până în Baia Mare, complet gratuit. Că apelează la ambulanță din zone îndepărtate, vin în momentul în care se face predarea pacientului, că este o procedură care se face în condiții, mimează o durere, am pățit chiar a venit din zona Șișești, Șurdești, din acea zonă, a fost preluat de undeva de pe marginea câmpului, sub acele, până la urmă, simptome care sunt, cei care îi preiau, le consideră relativ reale. A fost și pus în atelă piciorul, că e rupt, pe când s-a făcut predarea cazului, pe cealaltă parte, deci s-a intrat pe o parte și pe cealaltă parte a plecat. Deci a fost un transport neplătit. Din păcate, transportul de acest fel este plătit, dar de sistemul medical. Mai mult, acea ambulanță care era indisponibilă în acele momente s-ar putea deplasa la o altă solicitare, reală de această dată, și s-ar putea salva probabil o viață. Cei care apelează însă la această metodă de transport nu se gândesc la așa ceva și pentru ei totul este doar o afacere bună. Totuși, cei din sănătate speră ca oamenii să înțeleagă odată pentru totdeauna că a te juca cu viața cuiva nu este tocmai normal.